Candidatul independent la alegerile prezidențiale Igor Dodon a participat de unul singur la dezbaterele electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1. Asta pentru că Maia Sandu, candidata PAS, nu a venit la dezbatere. În timp ce Dodon se afla în studioul public de televiziune, Sandu participa la o altă emisiune de la un post privat de televiziune. Precizăm că pe data de 9 noiembrie, Maia Sandu a declarat într-un briefing de presă că nu va participa în aceleași dezbateri cu contracandidatul său Igor Dodon. În același timp, misiunea de observare Promolex a declarat că postul public de televiziune a încălcat principiile și acordul semnat cu această organizație privind desfășurarea dezbaterilor electorale și precizează că Moldova 1 a încălcat principiile de echidistanță și corectitudine în desfășurarea dezbaterilor electorale. De asemenea, misiunea de observare Promolex a dat publicității și cel de-al 7-lea raport de monitorizare a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, astfel printre principalele constatări ale observatorilor se numără utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală a unui candidat, folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate, dar și încălcarea restricțiilor stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Trebuie să atestăm alte situații legate de anumite incidente electorale. Aici am atestat încă cel puțin două cazuri de implicare a cultelor religioase, ambele situații fiind în favoarea concurentului electoral Igor Dodon. Cel puțin două situații în care nu au fost, din punctul de vedere observatorilor, respectate regulile de sănătate publică prin organizarea de evenimente publice mai mari, cu număr mai mare de 50 de persoane și am primit din teritoriul observatorii noștri semnale despre intenția de a organiza evenimente publice cu număr de mii de persoane, inclusiv în ziua de astăzi și inclusiv în zilele de 15 și 16 noiembrie. Atragem atenția în special a organelor de drept despre astfel de semnale și necesitatea respectării legislație în vigoare, în special acelor hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, prin care numărul de persoane prezente la întrunire publică trebuie să fie mai mică de 50 de persoane. Legat de finanțarea campaniei electorale, observatorii noștri au atestat că în prima parte a săptămânii, intervalul 2-6, a noiembrie 2020, au colectat venituri ambii concurenți electorali în volum total de 956.816 lei, între care 556.367 lei au fost colectați de Maia Sandu și 400.450 lei de către concurentul electoral Igor Dodon. Cheltuielile raportate de către aceștia în proporție de 74% sunt pentru publicitate și în proporție de 20% pentru materiale promoționale. Restul, 6%, sunt alte tipuri de cheltuieli declarate. Totuși, cu regret, observatorii noștri încă înregistrează situații de suportare de către concurenți sau în favoarea concurenților electorali a cheltuielilor estimate la peste 394.422 lei în favoarea candidatului independent Igor Dodon și peste 106.431 lei doamna Maia Sandu. Sperăm noi că toate aceste cheltuieli estimate ca fiind nedeclarate de către observatorii Promolex să se regăsească în rapoartele financiare generale de totalizare a scrutinului. În ceea ce privește discursul instigător la ură, trebuie să atragem atenție la faptul că cu regret continuă utilizarea acestui mesaj condamnabil. Au fost atestate cel puțin 51 de situații, de cazuri care pot fi calificate drept discurs instigator la ură și instigare la discriminare. Cu regret, în 7 cazuri pare să fie unul din concurenții electorali, fiind vorba de candidatul independent Igor Dodon. Și dacă încercăm să vedem care au fost victimele acestor cazuri de utilizare a discursului instigator la ură și instigare la discriminare,
observăm că în 26 de cazuri este doamna Maia Sandu și în 8 cazuri, fiind vorba de candidatul independent Igor Dodon. În rest, alte cazuri de utilizare a discursului instigator la ură se referă la simpatizanții concurenților electorali, partidele politice care îi sprijină sau alte persoane conectate cu procesul electoral.